Englezii aruncă bomba și anunță că președintele FRF Burleanu poate ajunge președintele UEFA. Mai e mult până departe, spune Lupescu. Englezii de la The Independent susțin că Burleanu e împins către șefia UEFA de adversarii actualului președinte Ceferin. Ca să rămână la UEFA și din 2027, când expiră mandatul, Ceferin vrea să schimbe legea. Membru în Consiliul FIFA, Burleanu poate deveni șeful UEFA. E un administrator excelent și are doctoratul în management, scriu englezii. Face campanie de foarte mult timp, încearcă să ajungă în foruri superioare. Cred că mai sunt mulți ani până se va decide acolo.